În față, cei din urmă vor fi cei din tâi, după cum știți, așa că vă rog, cât deschid eu Biblia, vă rog să veniți mai în față și acolo în spate, fiecare puteți să veniți două, trei rânduri mai în față, nu e nicio problemă. Așa, mulțumesc că ascultați! Ne bucurăm să fim din nou la un timp de părtășie înaintea Lui Dumnezeu. Cred că vă aminte, o să vă aduceți aminte peste vreo două, trei luni, că bine era de în față, că după aceea o să zicem să stați pe acolo, pe undeva. Așa că, acum cât mai se poate să stăm împreună, fără niciun fel de restricții. Slăvim pe Dumnezeu pentru încă o seară, pentru încă un timp în care a îngăduit, a rânduit, ca să fim împreună, să ne bucurăm. Să fim la un timp în care să ne vedem unii pe alții, să vă vedeți, să puteți să vă zâmbiți, să vă puteți împărtăși ce ați experimentat în ultimul timp, în ultimele zile și este un lucru foarte benefic. Aceste relații, aceste zâmbete, aceste împărtășiri sunt benefice pentru uh, relațiile noastre, dar și pentru trupul și sufletul nostru. Și Domnul să ne binecuvinteze. Așa să începem în seara aceasta cu o rugăciune, și pentru următoarea rugăciune, aș vrea să citesc din Psalmul 104, începând cu versetul 24. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune, și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare, în ea se mișcă nenumărate vețuitoare mici și mari. Acolo în ea umblă corăbiile și în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut ca să se joace în valurile ei. Toate aceste vețuitoare te așteaptă ca să le dai hrană la vreme. Le -o dai tu, ele o primesc. Îți închizi mâna ta, ele îți, îți deschizi mâna ta, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi fața ta, ele tremură. Le-ai tu suflarea, ele mor și se întorc în ținerea lor. Amin. Vedem că viețuitoarele, în cazul acesta, viețuitoarele mării așteaptă pe Dumnezeu, așteaptă binecuvântările lui, așteaptă hrana de la el, așteaptă toate lucrurile de la el. Depinde Dumnezeu. Cred că și în uh, seara aceasta putem să facem o comparație cu noi și omul îl așteaptă pe Dumnezeu. Omul trebuie să-l aștepte pe Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu își îndepărtează mâna de la noi, suntem terminați. Dacă Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu este peste noi, putem să vedem propășirea putem să vedem că Dumnezeu ne binecuvântează și în toate lucrurile avem propășire și de aceea vă invit să vă ridicați și aș vrea să îl lăudăm pe acest Dumnezeu care face toate lucrurile, care face lucrările minunate, lucrări mari și a cărei lucrare suntem și noi. Și Domnul să facă ca în această seară să revese hrana Lui peste noi, hrana spirituală și din beșuc și El să fie proslăvit. Amin. Nimeni nu e ca el, mare e Dumnezeu, al lui Avram, Isaac și Israel. Nimeni nu e ca el, mare e Dumnezeu, al lui Avram, Isaac și Israel. Suntem din ea de Dumnezeu ne-a înfiat și ne-a iertat prin Fiul Său. Suntem prin Har Moștenitor a Cerului lui Sfânt biruitor. Nimeni nu e Avram, Sa și Israel Nimeni nu e ca el Mare e Dumnezeu A avrami Avram Isac și Israel El ne-a creat Să-i slujim Să-l iubim Spre lui Noi să trăim și adevăr ne închinăm eliberați și vindecați proclamăm nimeni nu e ca el mare e Dumnezeu a lui Avram, Isaac și Israel nimeni nu e lui Avram Isac și Israel A Tatălui împărăția puterea și slava în veci A Tatălui împărăția puterea și slava în veci A Tatălui împărăția puterea și slava în veci A Tatălui împărăția, puterea și slava în veți. Nimeni nu e ca El, mare e Dumnezeu, a lui Avram, Isaac și Israel. Nimeni nu e ca El, mare e Dumnezeu, a lui Avram, Cer, să fii înălțat mereu. Lăudat să fii Domnul! Și vreau să rămânem în picioare și te rog să pui psalmul 104 despre care s-a citit primul verset Să-l citim cu toții încă o dată împreună Psalmul 104 primul verset Care spune în felul următor Binecuvintează suflete pe Domnul Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Iubiți tineri, lăudăm pe Domnul că din nou putem să fim în locul acesta, putem să fim la o seară de tineret, unde numele Domnului este binecuvântat. Și așa cum am cântat, și așa cum citim în psalmul acesta, că Dumnezeu, Dumnezeul nostru care ne-a mântuit pe noi, este un Dumnezeu mare. Atunci când mă gândesc la cuvântul acesta mare, că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, nu neapărat mă gândesc la un munte mare. Deși poate un, la unii ne trece prin minte, ne gândim la un munte mare, ne gândim poate la un copac mare, ne gândim la ceva măreț. Copiii de obicei se gândesc la Goliat când aud de ceva mare. Dar atunci când citim și citim în Biblie și în Cuvântul lui Dumnezeu, citim că există un Dumnezeu mare, eu mă gândesc la omniprezența lui Dumnezeu. Mă gândesc la că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, atotștiitor. Și acest Dumnezeu în seara aceasta este prezent în locul acesta. Am avut câteva seri, noi le, ne, le numim speciale și spunem că am avut câteva seri speciale în săptămânile trecute. Am avut musafiri, am fost mai mulți ca în seara aceasta, dar vreau să vă spun, dragi tineri, că depinde foarte mult de noi. Am venit în locul acesta cu dorința de a ne întâlni cu Dumnezeu. Dacă am venit în locul acesta cu dorința aceasta de a învăța, Vreau să vă spun că dacă vreți și doriți ca și seara aceasta să fie o seară specială, depinde de noi cât de mult punem umărul la această lucrare, cât de mult ne rugăm, cât de mult cântăm, cât de pasio pasionați suntem de Dumnezeu. Și dacă dorim ca acest Dumnezeu mare despre care am cântat, despre care am citit, dorim ca El să, să fie în prezent în locul acesta, să ne vorbească, să ne cerceteze, să ne îndemne, să-L să simțim cu adevărat, Haideți să ne deschidem inimile, să fim deschiși pentru cuvântul Său, să fim deschiși pentru rugăciune, să, să învățăm și în seara aceasta. Dorim lucrul acesta, vrem noi lucrul acesta. Seara specială nu, nu neapărat o seară specială, nu neapărat depinde de cineva invitat special, sau depinde de cel care predică, sau de cei care cântă, depinde de fiecare personal. Cum ați venit în locul acesta? Cu ce atitudine ați venit? Cu ce gânduri ați venit? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și haideți să ne rugăm Domnului.

Gesù nel domino Gesù il nostro salvatore, Gesù è il vecchio Gesù, 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 molto ne Gesù, la croce hai muri, Gesù,

Isus al nostru, Salvator, Isus fi veci glorificat. Isus. Amin. Puteți să recupați locurile? am fost luat prin surprindere când fratele m-a pus la îndemn, dar prin ajutorul Domnului ați vrea să vă îndemn la următoarea rugăciune și aș vrea să vă spun puțin despre Domnul la pe care l avem, despre care a vorbit fratele și aș vrea să vă fac o scurtă mărturisire, mărturie. În ultimul timp am trecut prin niște situații și mă rugam Domnului, Doamne, Călozește-mă, Doamne, descoperă în voia Ta, Doamne, arată în ceea ce trebuie să fac. Și tot mă rugam și parcă, mă rugam în zadar, nu știu cum să vă spun, parcă Parcă nu primeam răspuns și am fost un pic dezamăgit, dar când eram în situația aceea și am văzut am, am înainte Domnului și am spus Doamne, de ce? Doamne, de ce nu dai răspuns? Și nu după mult timp Domnul mi-a vorbit și mi-a vorbit într-o poezie și această poezie aș vrea să vă împărtășesc cu voi în această seară. Așteaptă! Te-am strigat cu disperare, cu înfiorare și plângând și am auzit o voce blândă și minunată, răspunzând te-am rugat să-mi dai lumină, că lăuzirea ți înțeleaptă cu nesfârșită bunătate, tu mi-ai răspuns atât, așteaptă. Să aștept? Ce să aștept? De ce? Eram înfrânt și rătăcit, oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară, te imploram un semn să-mi dai. Vreau un răspuns la rugăciune, spunem mergi sau spunem stai. M-ai învățat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine, să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur, strigam, tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu răbdare, copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul, mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept, dar ce să aștept? Atunci te-ai pogorât la mine și mi-ai privit în ochi, plângeai, mi-ai spus, doreai un semn, o vorbă, atât e tot ce îți doreai, aș fi putut să clat în, fi putut să în munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să invie pe cei ce pierd. Dacă ți-aș fi arătat într-una ce să alegi să fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu mai întâlni pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care îi iubesc pe sfinți, nu ai putea primi puterea ce o dau celor care sunt frânți, nu ai, nu ai așteptat cu o rază să îndepărteze norii în disperării, noi ai putea simți iubirea sfântă ce vine în urma încercării, nu ai ști să mergi pe cale prin credință, nu ai vedea că lângă tine inima ta cea zbuciumată nu s-ar mai odihni în mine, nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă dorea ta ar ține o clipă, nu ai lupta, nu ai cunoaște biruința ce poți să o ai prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera, nu aș mai putea să fac din tine o perle în comoara mea. Deci, fiul meu iubit, mergi prin credință, gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dar este să mă întâlnești pe mine, chiar dacă nu primești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun așteaptă. Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și în următoarea rugăciune aș vrea să ne rugăm Domnului în primul pentru credință ca chiar și atunci când suntem în desnădejde, chiar și atunci când suntem și nu primim răspuns și parcă ne rugăm în zadar, să ne rugăm Domnul pentru credință și să știm că El este lângă noi și că El vrea să ne învețe ceva prin această situație. Și poate ești chiar în această seară aici și treci exact prin acele situații, nu știu, dar una vreau să spun, să te încrezi în Domnul și poate că nu, ești, poate că nu treci prin această situație, dar când vrei trece, aș vrea să aduci aminte să rămâi lângă Domnul și să ai credință în El. Și pentru aceasta aș vrea să ne rugăm. Amin. să reocupați locurile. Domnul să fie slăvit că El ne știe numele, El ne știe orice gând și aceasta este o veste îmbucurătoare, dar în același timp este un mesaj de responsabilitate. Dacă Dumnezeu ne știe orice gând, înseamnă că trebuie să fim atenți la ce gândim. Dacă El ne știe ceea ce facem, trebuie să fim atenți la. Ceea ce facem și Domnul să ne ajute ca să fim în voia lui Dumnezeu. Am fost îndemnați în, mai înainte la rugăciune pentru credință. Și așa să citesc un verset, versetul credinței, Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De ce este credința? Credința este o încredere, o convingere că este ceva și dincolo de ceea ce se vede. Deci, credința este oarecum o încredere. Și mulți, când vine vorba despre credința creștină, spun că credința cumva este irațională, pentru că este doar o încredere despre ceva ce nu se vede. Însă aș vrea să vă spun ceva, dacă credința în Dumnezeu este acest verset, credința creștină se bazează și pe rațiune. Se bazează pe experiențe, pentru că dacă cineva crede că rugăciunile sunt ascultate de Dumnezeu, cei mai mulți își întemeiază credința nu doar pe ceva ce au auzit, ci pe ceva ce a experimentat. Deci este ceva faptic pentru că s-a mai întâmplat odată. Dacă cineva crede că Dumnezeu îi vine în ajutor, nu este doar pentru că cred să se întâmple cândva. Ci pentru că se întâmplă în continu de-a lungul istoriei. Deci, credința, chiar dacă este o credere neclintită în lucrurile care nu se văd, totuși a, sunt multe date faptice, sunt multe date care arată și ca, pe care se poate întemeia credința noastră creștină. Și aș vrea că atunci când poate suntem confruntați că credința creștină este ceva în. Lucruri spuse, tot felul de, de idei, că nu este rațională, că este doar în lucrurile care nu se văd. Da, raia nu se vede, dar uh, credința noastră se bazează pe uh, date istorice de 2000 de ani, am zice, și chiar de la întemeirea lumii. Date istorice care ne sunt spuse în Biblie, cum Dumnezeu a întemeiat lumea, cum Dumnezeu a purtat de grijă. Aș vrea să-mi spuneți uh, care da, bază de date. Este mai veche decât uh, uh, întemeierea lumii. Deci, credința creștină se întemeiază și pe lucruri care sunt palpabile, și Dumnezeu să ne ajute să credem în El și să avem credința noastră întărită. În seara aceasta, mă bucur că sunteți așa mulți, uh, văd că sunteți foarte tineri, ceea ce înseamnă majoritatea dintre voi. Uh, Ceea ce înseamnă că tema din seara aceasta este foarte potrivită. În sensul că sunteți, încă puteți să învățați ca să ce și cum să faceți și ce să nu faceți. Dacă, nu, probabil pentru unii de aici, limitele cheia relațiilor sănătoase, tema din seara aceasta este oarecum depășită ei au doar o singură relație, sau mai multe relații în sensul că și cu Dumnezeu, dar doar cu o singură soție. Deci nu mai e atât de aplicabilă, deși și acolo sunt limite și sunt anumite restricții. Și aș vrea să, dau doar câteva, să scot câteva idei în ce privește această temă și n-aș vrea acum să... Nu cred că o să-l încurc pe fratele Gusti, cred că Dumnezeu i-a pus în seara aceasta un mesaj pentru noi, care ne va fi de folos tuturora. Dar plecând de la invitația care a fost pentru seara aceasta, cei care ați văzut acel, acel semn cu semaforul roșu, putem să facem o analogie cu aceste limite, cu acest cod rutier. Limitele, cum am mai spus și cu alte ocazii, în general, sunt asociate cu ceva negativ. Când au de cineva de o limită, nu. Vreau să trec limite, este oarecare dorință, aș zice, sau oarecare duh de a omului ca să, ca să nu se supună limitelor sau regulilor și atunci noi suntem tendați atunci când auzim de limite ca să vedem ca pe ceva, ca pe o îngrădire, ca pe o, o constrângere, ca pe ceva negativ. Dar limitele nu sunt deloc ceva negativ. Dacă ziceam despre cel semafor, în codul rutier sunt foarte multe restricții. Aceste restricții nu sunt doar ca ele să genereze foarte mulți bani la bugetul poliției sau la bugetul de stat. Aceste restricții au rolul de a preveni anumite accidente. Dacă în localitate se poate merge doar cu 50 pe oră, în afara localității se poate merge pe autostradă cu 130. Dar asta pentru că uh, alta este, alte sunt pericolele în localitate. Deci, în localitate, dacă ai merge cu 130, sunt foarte mari șanse să faci accidente la greu, câteva pe zi. Pentru că uh, este mult mai mult trafic, alta este uh, fluiditatea și atunci sunt restricții. Sunt studii care zic ok, câte, care e viteza de reacție, și atunci au stabilit ok, 50 la oră este o viteză de șoferul poate să reacționeze ca să pună frână și să nu dea în cel din față. Sau dacă vede un obstacol, la 50 de ore e ok. În afară localității sunt mai puține obstacole, mai puține pericole, viteza de reacție, frânare etc. 130 pe autostradă e ok. Dar limitele acestea nu au rolul de a constrânge un șofer ca el să nu meargă unde vrea, să nu ajungă la timp. Să aibă niște obstacole, nu aceste uh, limite de viteză în cazul acesta, dar și alte limite în codul rutier sunt pentru a proteja, pentru a dirija, pentru a stabili niște lucruri pe, după care să se ghideze fiecare. Dacă unul merge cu 130 dintr-o dată și ceilalți merge cu 50, iarăși nu e bine. Și atunci... Trebuie să se țină fiecare de aceste reguli și acestea au doar un rol preventiv. Doar un rol de a asigura siguranța participanților la trafic. Am mai zis și cu alte ocazii, cetatea căsătoria este foarte des asemănătată cu Cetate și cetatea are de asemenea foarte are ziduri. Zidurile astea la fel, sunt iarăși. Ai niște locuri pe unde intri în cetate, pe niște porți, dacă stai și vrei, zidurile astea nu aduc nimic interesant. Ba din potrivă, dacă vrei să te uiți în zare, nu vezi peisajul, nu vezi câmpia, vezi poate doar niște vârfuri de munți când te afli în cetate, zidurile astea blochează vederea, cum ziceam, îți restricționează accesul, trebuie să intri doar pe niște porți, că nu poți să sar zidurile și atunci, de asemenea, e ceva negativ. Însă, atunci când vide vântul, dacă zidurile sunt, cetatea, casele din cetate sunt protejate. Bună oară cei care stați poate în zone mai de câmpie și nu aveți case multe prin lângă voi, când vine un vânt de, uh, mai, mai puternic, uh, cred că mai vă treziți să mai vedeți dacă acoperișul e pe casă încă. Cei care stau poate în niște zone prin, uh, prin niște blocuri sau, sau, sau uh, înconjurați de munți, altfel, altfel este situația, pentru că atunci sunt acele limite, acele bariere care protejează. Și în sunt aceste, sunt, aceste, sunt ziduri care apără de dușman, de toate lucrurile. Până în momentul în care ai un dușman să te atace, n-ai nevoie de ziduri, te încurcă. Degeaba acolo. Uh, ba. Mai mult, în ce relațiile, limitele trebuie să fie limite, și anume să fie ca și acest, acest, aceste ziduri ale cetății. Pentru că este o diferență între limită și delimitare. Noi suntem obișnuiți în Austria cu aceste garduri, nu? În fața casei vezi gardul, e cam atât de înalt, doar de decor. Aia, aia nu e o limită, aia e o delimitare. Pentru că nu cred că a prevenit un gard de 1,30 m, 1,40 m, n-a încurcat niciun hoț ca să sare peste ele. Alea doar de acolo de delimitare. Și aș vrea să vă vândem. Când vine vorba de relație, să vă impuneți limite, nu doar să delimitați anumite lucruri. Limitele, dacă le puneți un pic mai sus, ștacheta, ridicați mai sus, și băieții și fetele, aveți de unde să mai lăsați dacă uh, uh, e nevoie. Că Așa sunt de multe ori relațiile. Dacă pui limita sus, ok, mai faci un mic compromis, încă e ok, încă nu în zona periculoasă. Dar dacă limita este foarte josă, pe când ai lăsat, deja ești în, în pericol. Deja pericolul e acolo, e căderea. De aceea, asta e un îndemn din partea mea să puneți limite care să vă protejeze nu doar niște idei, niște chestiuni, care, niște lucruri care doar delimitează o relație și atâta tot. Știu că am și eu o prietenă și asta e limita mea, că eu știu, nu ies cu alte fete în oraș și asta e, asta e doar o delimitare, în sensul că știi că ești într-o relație. Limitele au rolul și scopul de a preveni pericolele. Un gard din ala prin care vezi nu te protejează de vânt. Un zid al unei cetăți protejează și de vânt și de alte lucruri. Și aș vrea ca să ne să vă puneți și fiecare dintre noi trebuie să trăim totdeauna cu limite în viață. La locurile de muncă, dar la la școală toți suntem supuși unor reguli și limite. Dar mai ales în relație, pentru că limitele au rolul de a preveni nu doar niște căderi care poate ar distruge relația, dar poate să prevină niște limite așezate corecte și urmate, poate să prevină destine ruinate. Poate să vă facă ca relația voastră de familie, dacă vă puneți limite, să fie una fericită și împlinită, știind că limitele și-au făcut treaba, știind că acele obstacole pe care vi le-ați spus s-au făcut treaba. Mă gândeam și de multe ori, nu, zicem, noi, știți voi expresia aceea, să încapă o Biblie. Unii cu centimetru ar merge într-o relație, însă limita întotdeauna începe de la nivelul cugetului și al minții și al inimii. Acolo încep limitele. După aceea celelalte Uh, limite se, se stabilesc în funcție de cum e cugetul, cum e sufletul, cum e mintea, dacă e o minte curată, o minte predată lui Dumnezeu, un suflet predat lui Dumnezeu. Uh, unele sunt limitele și altele sunt limitele care provin dintr-o inimă și o minte murdară. Și de aceea, haideți să ne ridicăm și aș vrea să facem și o rugăciune. Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să vedem limitele, nu ca pe ceva care ne îngrădește, ci pe ceva care ne păzește. Limitele în viața noastră să fie așezate conform voie lui Dumnezeu, conform Cuvântului Dumnezeu și. Să fim conștienți că limitele acestea vor face ca viața noastră să fie una fericită, viața de familie să fie una fericită. Atunci când îți pui limitele corecte, când trăiești într-un mod după voia lui Dumnezeu, poți să trăiești și să-ți dea Dumnezeu fericirea, că pentru că viața de familie și în relație depinde de Dumnezeu și Dumnezeu poate să dea binecuvântare. Să ne rugăm Domnului ca El să se implice amin.

munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai din dintre morți, via dintre morți. Doamne, Tu ce miști munții, ești un Ești măreț salvator, vești, ai dar salvare lumii. Și ai în via dintre morți, în via dintre morți. Lasă gloria peste întreg pământ, că pentru slava celui. întreg pământ. Cântăm pentru slava celui veșnic vin. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Și ai în via din tremor, în via din tremor. ce tu chiar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. veșnic ai dat salvare lumii, și -ai să vă binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm de fiecare dintre voi prezent în după masa aceasta cu noi aici și cred că nu este cu siguranță o seară pierdută, ci este de folos, mai ales pentru cei interesați. Sigur că, probabil, dacă ne vom deschide cu toți inima și dacă Duhul Domnului ne va cerceta, va fi pentru toți interesant. Vreau să citesc câteva versete din Ioan 15, după care să ne apropiem în ce de tema din după masa aceasta. Ioan 15, pagina 1047 în Biblie. Versetul 11 până la versetul 15 citesc. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rupi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut, cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Amin. Puteți să vă reașezați? Zicea Lucas că avem un Dumnezeu mare și e foarte important cum înțelegem măreția asta lui Dumnezeu în viața noastră. Eu când am început să o înțeleg, mai profund, așa la vârsta adolescenței, ca Adolescenții târzii, am fost tot timpul mai întârziat decât alții, uh, am înțeles-o sub forma unui Dumnezeu mare care pasă de mine. M-am gândit, Doamne, ce mare trebuie să fii, din câte miliarde de oameni sunt, din câte mii, mi, milioane, probabil, de copii și adolescenți ca mine sunt răzvrătiți, nu interesează Biserica nu interesează neapărat să citească Biblia, așa eram atunci. Și totuși, tu să te gândești la mine. Și totuși, ție să-ți pese de mine. Mă punea tata să citesc Biblia acasă, nu neapărat că îmi plăcea. Dar asta era metoda lui de educare. Și citeam despre brațul lui Dumnezeu care ne acoperă, care nu-i prea ascult, citeam despre aripile lui Dumnezeu, la umbra cărora găsim o dihnă și făceam după aia analogie cu viața mea și mă gândeam, Doamne, chiar că aici în casă e ca și acolo unde aripile tale dau o dihnă. Prin părinți, prin familie, tu împlinești versetul ăsta pentru mine. Dar eu nu merit, că eu citesc forțat Biblia. Mie nu Mi nu-mi place încă Biblia. Și așa am început să înțeleg cât e de mare Dumnezeu cât e de măreață dragostea lui, cât de mult trece dincolo de tiparele omului, pe care noi singuri ni le punem și le limităm pe Dumnezeu în frumusețea și în măreția lui. E un Dumnezeu așa de mare, pentru că îi pasă de tine. De fiecare dintre voi în parte, la Dumnezeul acesta îi pasă. S-ar putea unii să puteți să spuneți despre familia în care ați crescut că nu-i dați nota 10 părinților cât de mult le-au le păsat, de voi. Deși cei mai mulți, eu așa cred și ne venim din familii bune. Putem la un moment dat să trecem prin tot felul de relații de prietenie și mă refer la cele prietenii de amici, amiciție între băieți, băieți, fete, fete și să fi fost înșelat de prietenii să-ți dai seama că nu le-au păsat de tine așa cum te-ai fi așteptat. Însă Isus Hristos, Dumnezeul nostru care e în cer, este Dumnezeu care pasă de noi și nu ne înșală niciodată. Și atunci când noi greșim, și atunci când noi înșelăm așteptările Lui, este cel care se întoarce cu aripa Lui înapoi la noi, ne înconjoară cu dragoste și parcă așa ne cheamă. Hei, ridică-te sus, vinul din nou acasă, vină la mine. Asta e măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Și în măreția aceasta, Dumnezeu a tărât să ne lase o carte. Și lăsându-ne cartea aceasta numită Biblie, prin ea să știți că Dumnezeu ne înțelepțește, adică ne deschide mintea, ca să putem să pricepem pe lângă lucrurile duhovnicesc. Asta e frumusețea Bibliei. Și asta e frumusețea relației cu Dumnezeu. Pe lângă lucrurile duhovnicești, pe lângă ceea ce ține de cer, de mântuire, de viața spirituală, Dumnezeu ne descoperă cum putem, ca și creștini, ca și copii care suntem mai Lui, să trăim în armonie viața noastră aici pe pământ, în trup. Relațiile între noi cum să fie, atitudinile, cuvintele, vorbele, gesturile pe care să ni le permitem sau să nu ni le permitem între noi, în așa fel încât să putem să trăim armonios și aici jos, pregătindu-ne pentru cer încă din viața aceasta, pentru ceea ce va urma dincolo, în veșnicie. Să știți că raiul, ascultați-mă bine ce vă spun, raiul pentru copilul lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu pentru copilul lui Dumnezeu, nu începe acolo de sus, începe de aici de jos. Începe de aici de jos, din momentul în care tu ți-ai predat viața lui Isus Hristos, din momentul în care tu începi să crezi și începe să se nască în tine credința și Duhul Sfânt lucrează în tine o viață nouă și tu trăiești după principiile Scripturii, tu amprentezi pe pământul ăsta în locurile pe unde treci și în relațiile în care intri cerul. Cobor cerul. Cobor prezența lui Dumnezeu. După principiile pe care trăiești, după cuvintele pe care le rostești, după atitudinile pe care le ai, încă din familie, apoi în relație de prietenie, apoi în relația de căsătorie cu soția, cu soțul tău. Cerul se învață încă de aici. Și pentru aceasta, și e de frumos că Dumnezeu a cuvântul Lui să putem să știm ce avem de învățat. Câți dintre voi ați călătorit vreodată cu avionul? Mâna sus. Mulți. Ceilalți urmează nu știu cât de repede, în funcție de tswaii și Ainghe, dar urmează în viitor. E o chestie interesantă, printre cele mai plăcute, sigur că sunt și excepții, dar printre cele mai plăcute mijloace de a te deplasa deocamdată pe pământul acesta este deplasarea cu avionul. Printre cele mai sigure mijloace deocamdată, de a te deplasa pe pământul acesta este cu avionul. Nu crezi că e cu mașina. De când s-a inventat mașina până astăzi, au murit mașina mai mulți oameni decât cele două războaie mondiale. Noi suntem tentați să credem că mulți mor în accidentele aviatice, pentru că într-un accident aviatic mulți, mulți, mulți mor deodată. Dar accidentele aviatice sunt foarte rare. Cele de mașină sunt la fiecare 5 secunde. Și una dintre cele mai frumoase călătorii, plăcute și parcă îți dă așa un aer de, de frumusețe, de, de, de clasă, dar parcă toată lumea e îmbrăcată altfel, acum sigur că în ultimul timp trendul s-a schimbat. Piloții sunt îmbrăcați altfel, totul așa, parcă miroase nou, e ceva frumos și ciudată e când afli la un moment dat că, de fapt, din călătoria aia de 3 sau 4 ore făcută cu avionul, aproape 80% din călătoria aia, avionul a mers pe pilot automat. Și foarte puțin din călătoria respectivă a fost implicarea directă a piloților în a manevra avionul respectiv. La ridicare, poate dacă ceva, tulburențe pe sus o trebuie coborât mai jos, și apoi la aterizare. În rest, totul merge pe pilot automat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există în avion un computer care gestionează, adică controlează totul. Ca acest computer să poată gestiona, să poată controla totul, să țină avionul pe traiectorie ca să ajungă la țintă, are nevoie să calculeze niște date. Ca să poată primi datele respective, are nevoie de niște senzori. Senzorii aceștia sunt Mulți și de multe feluri, dar cei mai importanți sunt senzorii de altitudine, care spun computerului cât de sus, adică cât de departe de pământ, cât de înalt a urcat sau a coborât avionul. Apoi sunt senzorii de viteză, care spune cu ce viteză merge avionul. Și apoi sunt senzori de temperatură. Sigur că mai sunt o mulțime și de alții, dar ăștia trei sunt cei mai importanți. Pe baza. A ceea ce emit acest senzori, computerul tot timpul reglează. Pune mai mult gaz, benzină pe foc, reduce din benzină, accelerează, reduce, ca să ține tot timpul avionul la altitudinea corectă, la viteza de croazieră corectă și, sigur, temperatura are și ea rolul ei în toată, în toată treaba asta. Dar dacă acest senzori se dereglează. Poate să fie pentru avionul respectiv catastrofal. Datele pe care le dau să fie false și în loc să calculeze că se apropie de pământ, să calculeze că merge la viteza la care trebuie. Și mergând, lăsând avionul pe pilot automat după senzori, se duce sigurat spre dezastru. Dar senzorii, în toată treaba asta, sunt foarte importanți. Ei, senzorii, când ne întoarcem și vorbim despre relații. Senzorii sunt acele lucruri în relații care tot timpul atrag un semnal de alarmă, aprind beculețul roșu, când ceva într-o relație tinde să nu funcționeze. Așa cum în avion. Când unul din ei se defectează sau aprinde un beculeț acolo, sau când unul din el uh, observă că s au trecut peste anumite limite calculate, setate în el, de temperatură, imediat trece de pe o culoare pe alta, de pe verde trece pe galben. De pe galben, dacă nu se ia imediat uh, măsuri, trece pe roșu. De ce? S-a depășit limita la care a fost setat. Și avertizează. Se poate întâmpla ceva. Exact la fel în viața noastră particulară, privată, ca și oameni vii pe pământ, care relaționăm cu alți oameni. Nu ne gândim prima dată direct la prietenie, între băiat fată, dar ajungem și acolo. Ci mergem de la relația noastră între frați, în casă, relația cu părinții. În, toate aceste, în toată această dimensiune a relațiilor în care noi suntem implicați, trebuie să existe niște senzori puși de noi, care în momentul în care e prea cald, să facă piu, 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 să te poți opri. Care în momentul în care e prea repede, să facă piu, 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 piu și să începi să încetinești. Să te aducă din nou la poziția normală de croazieră. Să nu te prăbușești, să nu se distrugă relația respectivă, să nu se întâmple o catastrofă în relația respectivă. Ei, limitele, limitele relaționare sau în relație sunt acei senzori care fac relația să rămână constantă și să-și atingă scopul final. Adică, cu alte cuvinte, acea relație să devină o relație sănătoasă. Care dintre noi nu ne dorim relație sănătoasă? Toți. Dar câți dintre noi am pus senzori? De viteză, de căldură, de distanță, de cum se zicea, și o să vedem câți senzori trebuie să punem. Câți am pus? Unii punem, unii am uitat de ei. Dibăcia și înțelepciunea pe care o folosim ca și tineri, ca și tinere, să știm să punem senzorii la locul la care trebuie, care să ne avertizeze și să traseze limitele în relațiile în care noi intrăm, așa de frumos, așa de armonios și așa de sănătos se vor dezvolta relațiile în care noi intrăm până la urmă și în cea de căsătorie și în cea cu soțul sau cu soția. Uh, am o întrebare pentru voi. De ce ne împrietenim? De ce ne împrietenim? De ce un băiat se împrietenește cu o fată? De ce o fată se împrietenește cu un băiat? Care ar fi scopul? Ce se urmărește din asta? Cine are curajul să răspundă? Nu ziceți. Și aia e drept, că dacă la 75 de ani vrea să intre în prietenie... Nu, 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 dai bună, că extremele ne ajută să înțelegem celelalte cazuri. Dacă la 75 de ani bunicul vrea să intre într-o relație de prietenie, tot cu bunică, că el are o cârjă, și nu poate să meargă să cumpere pâine de la magazin. Și el ca să se poată descurca, nu dai biblic, nu, nu credeți că e greșit. Funia împletită în doi spune Biblia cum e. Rezolvă problemele. Și atunci aș ia o bunicuță, tot ca el, și amândoi cu cârjulica, ajung la magazin și o pituța. Deci pot să fie N motive, dar acum ne întoarcem de la N motive care pot fi la noi, la noi tineri. Și vreau să vă ajut vezi așa un băiat și o fată, normal, cântă în cor. Și de vreo două, trei zile, pe el îl vezi pf, plin de viață, bucuros, cumpără, cumpără pizza la toți, cumpără colo la toți. Am o prietenă, m-am prietenit. Cum îl vezi? Cum o vezi? Cum ar trebui să-i vezi? Ce exprimă fața? bucuros Fericire! Fericire! Noi căutăm să legăm relații, noi căutăm să intrăm în relație, băiatul cu fata, fata cu băiatul, pentru că scopul nostru este să fim fericiți. Te uiți la doi oameni într-un tablou sau știu eu pe unde mă uitați voi pe YouTube și foarte romantici, dați pe o plajă, să ne ierte cine ne aude pe internet și nu știe despre ce vorbim, că suntem în biserică, și îi vezi pe o plajă sau îi vezi, nu știu, într-o pădure, da? Într-o pădure, pe o bancă frumos, amândoi se uită unul loc și zâmbesc. Ce exprimă fețele lor? Fericire. Dragoste, dar fericire. Sunt fericiți, sunt împliniți. Deci, scopul primordial sau scopul de la urmă, pentru care noi intrăm într-o relație este că vrem să fim fericiți. Am fost creați pentru relații, am fost creați pentru relații nu la întâmplare, ci pentru că se cu Dumnezeu și Dumnezeu trăiește în relație, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că Trinitatea îi fericită. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt fericiți împreună. N-aș că nicăieri în Biblie că au apărut acolo probleme. Este o comuniune perfectă, o unitate perfectă, o părtășie perfectă, perfectă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică e fericirea la ea acasă. Când noi vom fi răpiți și vom merge în cer, unde vom merge? Într-un loc unde vom fi? Supărați. Necăjiți cu capul plecat. Fericiți! De ce? Pentru că vom fi împreună cu izvorul fericirii, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Ei, ceea ce noi facem pe pământ este o umbră a lucrurilor de sus și vrem să fim fericiți. Și atunci un băiat serios, vorbim de lucrurile frumoase de data asta, nu de lucrurile rele, da? De lucrurile frumoase. Un băiat serios, cu o fată serioasă, se întâlnesc, se văd și începe între ei să înfiripă dragoste, iubire și o relație de prietenie și amândoi devin fericiți. Bun. Deci scopul pentru care noi căutăm relații, noi căutăm să ne apropiem unii de alții și vorbesc aici băieți de fete și fete de băieți, este că vrem să fim fericiți. Bun, dar trecem atunci mai, mai departe. Plecăm de la, de la titlul ăsta mare, fericiți, fericire. Ce face ființa noastră să fim fericiți? Și vreau să mă ajutați. Când ești tu fericit? Poți să zici două, trei atribute sau două, trei lucruri care definesc fericirea. Eu sunt fericit când se întâmplă asta. Eu sunt fericit când se întâmplă asta. Sau eu sunt fericită când se întâmplă asta. Că e ușor să spui, vrem să fim fericiți, căutăm fericirea. Bun, dar acum, ce împlinește în viața mea ca să pot să fiu fericit? Ziceți. Oricum, le descoperim după aceea împreună. Fericirea în viața noastră este momentul în care ni se împlinesc în viața noastră niște nevoi. Niște nevoi. Și noi, ca și oameni pe pământ, avem trei mari nevoi de bază. Asta să nu uitați, asta e și pentru familii, valabil. Noi, pe pământ, avem trei mari nevoi de bază, avem nevoia pe primul loc e nevoia de siguranță, să ne simțim safe, sigur. De ce credeți că vrea băiatul și iară zic, vorbim despre cazurile uh, din biserică, oameni serioși, da? De ce vrea băiatul sau de ce bărbatul de obicei o duce așa, deci vorbim despre unul căsătorit, da? O duce așa pe după umăr pe soție, ce înseamnă mâna aici? O crotire o crotire. El pune mâna aici. Ea știu unde pune? Aici. Dar el? Mai vezi și doi băieți că merg pe stradă. Câteodată ăștia. Nu-și nu, nu dea care o băut, da? nu-și din biserică. au fost la Coca-Cola. Și sunt fericit așa și merg așa câteodată cu mâna pe spate. Și pe după umăr. De ce? Pentru că există în noi. Există în noi pus capacitatea asta în băieți și nevoia asta și în băieți, dar mai ales în fete, în femeie, de a se simți în siguranță. De a te simți în siguranță. Este o nevoie de bază. Când nu ești safe, când nu ești în siguranță, nu doar noaptea, poți să fie palat, poți să fie Boeing, am vorbit de avioane, când nu te simți în siguranță, nu poți să, să dormi. Este o nevoie de bază a ființei noastre ca să putem să fim fericiți. Nevoia de siguranță. A doua nevoie de bază ca să fim fericiți este nevoia de semnificație. Semnificație. Ce înseamnă semnificație? Să fiu pentru cineva important. Să fiu pentru cineva importantă. De ce credeți că se dau nume pe pământ? Se dau nume. Tu nu ești 1, 4, 5, 6, codul din pașaport. Pe tine te cheamă Ionică, pe mine Gusti. De ce? Pentru că există în noi nevoie de semnificație. Eu semnific Gusti și eu știu cine sunt. Eu sunt Gusti. Eu nu sunt Gheorghe, eu nu sunt Ion, eu nu sunt nici Vasile, eu sunt Gusti. Există în noi nevoia de semnificație. Și în momentul în care un băiat și o fată se întâlnesc și încep să semnifice unul pentru altul ceva el devine important pentru ea, ea devine important pentru el. Și știți ce o întreabă prietenele? După ce se întoarce de la prima dată, ce zis? Te iubește? ți o dat importanță. Însemn ceva pentru el sau pentru ea. A doua mare nevoie, după nevoia de siguranță, este nevoia de semnificație. Și a treia mare nevoie, pe locul trei, dar nu neapărat că e a treia, dar a treia mare nevoie, nevoia de iubire. Cu toții avem nevoie să ne spună cineva, te iubesc, te iubesc. Acum vreau să vă spun, știți cine împlinește prima dată aceste trei nevoi? Pentru că știe că le avem în noi, pentru că ne-a creat cu ele, Dumnezeu. Dumnezeu. De aceea se străduiește Biserica, fiți atenți, da? De aceea se străduiește Biserica, se străduiesc părinții. Ne străduim noi toți când avem copii care ajung adolescenți și se apropie de vârsta în care sunt pregătiți pentru a fi tineri și pentru relații, ne străduim să-l cunoască pe Dumnezeu ne străduim să fie predați lui Dumnezeu, ne străduim să aibă o relație cu Dumnezeu, să facă botezul, să fie botezați cu Duhul Sfânt, să lucreze Dumnezeu în viața lor. De ce? Pentru ca să-i facem să înțeleagă că Dumnezeu nu poate fi niciodată soțul sau soția. Fiți foarte atenți, fetelor și voi băieții de asemenea. Dumnezeu nu poate fi niciodată soțul sau soția. Dumnezeu e Dumnezeu care ne-a creat și El știe că avem nevoie de siguranță. De aceea spune Biblia la umbra aripilor sale, ne găsim o dignă, o crotire. La El găsim semnificație, te chem pe nume, zice, Iisus Hristos, zice Dumnezeu în Biblie. Dau pentru voi țări, împărății, dau pentru voi orice, pământul dau. Sau zice în Noul Testament Dumnezeu, atât de mult a, o iubit Dumnezeu lumea, încât o dat pe singurul său fiu. Pentru cine? Pentru mine că semnific ceva, voi ați fost cumpărați cu un preț, spune cuvântul Dumnezeu de Apostolul Pavel. Și prețul ăla este sângele lui Iisus Hristos. Pentru că semnificăm ceva pentru cer. Nu suntem un nimeni neimportanți. Și apoi iubire. Te iubesc cu o dragoste veșnică. Câte versete de iubire nu sunt în Biblie? Pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de siguranță, semnificație și iubire. E foarte important aceste trei nevoi mari să ți le împlinească Dumnezeu înainte să ajungi în relația de prietenie între băiat-fată, ca să nu confunzi pe fata respectivă cu Dumnezeu. Să zici, am găsit-o pe Maria și Maria îmi împlinește toată nevoia de semnificație, toată nevoia de iubire și toată nevoia de, de, de siguranță. Nu poate. Multe din nevoile le va împlini, dar la modul perfect numai Dumnezeu poate face. De aceea e foarte important, înainte să vă aventurați, în anii tinereții, într-o relație de prietenie cu un băiat, sau cu o fată, băieții, să vă zidiți serios relația cu Dumnezeu. Ca să poți să faci diferență clară ce siguranță, ce semnificație și ce iubire îți dă Dumnezeu și ce semnificație, ce siguranță și ce iubire poate să-ți dea soțul sau soția. Ale lui sau ale ei sunt begrenți. Sunt mărginite. Ale lui Dumnezeu sunt nemărginite. De aceea va trebui să ajungem mai spre urmă la limite, să înțelegem că trebuie să punem limite. Nu ne putem aștepta de la soțul să fie Dumnezeu. Dar să aibă dorința să meargă spre Dumnezeu, trebuie să ne așteptă. Nu ne putem aștepta de la soția noastră să fie întruchiparea personalității lui Dumnezeu. Să ne iubească ca Dumnezeu, să ne asigure tot un casă ca Dumnezeu și să ne dea semnificație, respectul ca Dumnezeu. Nu poate. Dar vedem dorința în felul în care ea trăiește și se relaționează cu noi, că dorește asta. Dorește să-l imite în viața ei cât poate de mai bine pe Dumnezeu în casă și soțul la fel. Dar astea trei nevoi, fiți foarte atenți, când astea trei nevoi ni se împlinesc, știți cum suntem? Fericiți. Fericiți. Deci ce-i fericirea? Fericirea este momentul în care cineva îmi împlinește nevoia de siguranță, de semnificație și de iubire. Ei, mergem mai departe. Ca acestea trei, acestea trei nevoi împlinite, defines fericirea, ca acestea trei nevoi într-o relație să înceapă să existe, să înceapă să se dezvolte, să înceapă să fie acoperite, îi nevoie ca în relația respectivă să se zidească niște stâlpi, niște fundamente. Și anume, în relația respectivă trebuie să apară dragostea, trebuie să apară încrederea, respectul și înțelegerea. Sunt patru stâlpi care trebuie dezvoltați în momentul în care intri într o relație de prietenie cu un băiat sau un băiat într-o relație de prietenie cu o fată, în biserică. Aici la noi Oameni serioși, băieți serioși, fete serioase vor să se uh, cunoască unul pe celălalt și vor să ajungă să încheie o familie. Ei, în momentul în care intrăm în relația asta de prietenie, în vederea de a ne cunoaște, ca să luăm decizia să ne căsătorim, noi nu umblăm aiurea un an, doi sau cât ține la voi prietenia, uh, toată ziua și mâncăm kebab împreună și mergem la somn. Ci în timpul ăsta noi planificăm, niște pași clari în care dezvoltăm între noi încrederea, respectul, înțelegerea și dragostea. De ce? Momentul în care în relația noastră se dezvoltă respectul, momentul în care în relația noastră se dezvoltă încrederea, momentul în care în relația dintre noi se dezvoltă înțelegerea, ne înțelegem unul pe celălalt, se dezvoltă dragostea, încep să fie acoperite cele trei nevoi. Pricepeți? E ca matematică. Sus, în vârful piramidei, e fericirea. Fericirea este împlinirea trei mari nevoi. Siguranță, semnificație și iubire. Ca semnificația, iubirea și siguranța să poată să fie zidite între noi, să se împlinească în, în relația noastră, noi trebuie să punem un fundament. Fundamentul ăsta este dragostea, este încrederea, este respectul și înțelegerea. Cu cât stâlpi ăștia care țin relația, patru stâlpi, să vedeți așa patru stâlpi care țin scaunul, da? De patru stâlpi, fără ei nu se poate, nu funcționează o relație. Ei, când dragostea într-o relație se dezvoltă, când încrederea într-o relație se dezvoltă, când respectul într-o relație se dezvoltă și înțelegerea se dezvoltă, se acoperă nevoile. Cele trei nevoi de mai sus sunt acoperite și cei doi încep să fie fericiți. Vine ea acasă și spune, ce-ți fericită? O, dacă ai ști cum mă respectă, așa mă poartă... Sau vine el acasă și zice, oh, atât de fericit, atât de încrede, așa mă înțelege, nu mă înțelege nimeni cum mă înțelege ea. Nici tata, nici mama, nu mă înțelege, nici, nici păstor, nimeni nu mă înțelege ca Maria. Mă înțelege. E cineva care mă înțelege. Mă înțelege, mă respectă, îmi dă încredere, se zidește dragostea, toate astea îmi plinesc ce de trei nevoi și apare fericirea. Dar oare despre ce dragoste e vorba? Pentru că cel mai înșelător stâlp dintre cele patru, în felul în care îl zidim în timpul prieteniei, cel mai înșelător este dragostea. Uh, pentru că îl confundăm de cele mai multe ori cu pasiunea și mai ales când ești tânăr. Tânăr și tinerii noștri sunt tineri în biserică, cei mai mulți dintre ei vorbesc la modul general. Și cei mai mulți dintre ei, eu încă cred așa, dar încă cred în valorile Scripturii, cei mai mulți dintre ei sunt la prima iubire cu care se mărită, se căsătoresc. Uh, sau cel puțin prima relație de prietenie, poate că a fost o iubire ascunsă. Dar când intră într-o relație aia în care intră, se căsătoresc. Ei, avem foarte ușor tendința ca stâlpul ăsta numit dragoste să ne înșele să o confundăm cu pasiunea sau cu eros sau cu atracția fizică. De ea vă spuneam că e foarte bine înainte de a intra într-o prietenie, acea dorință de iubire, de siguranță și de semnificație să-ți o împlinească Dumnezeu. Pentru că dacă ți-o împlinește Dumnezeu, atunci cu alți ochi, prin ochii lui Dumnezeu, începi să înțelegi ce înseamnă dragostea. Și poți să faci diferență chiar pentru tine însuți, pentru cugetul tău, pentru simțământul, pentru inimuța ta. Poți să faci diferență dacă dragostea care între voi doi se înfieripă e o dragoste doar, doar pasiune, doar atracție fizică, doar eros, doar carapacea dintre noi este atrasă. Sau întreaga persoană a mea și a lui suntem atrași împreună. Și atunci definești altfel dragostea și anume, dragostea este, din punct de vedere a Bibliei, este un, un, un act de voință, nu e un act de emoție. Chiar dacă a fost ceva ce v-a atras, că nici unul dintre noi ne-a căsătorit cu, uh, nu știu cu cine, cu, cu cine nu ne-am putut uita în ochi. Deci nici unul nu ne-am căsătorit cu cineva la care să nu ne fi putut uita în ochi, da? Cu cine căsătorești? Cu ea? nici nu poți să o vezi. Nu, toți am simțit ceva, toți au fost o minimală, la alții mare, dar minimal atracție a fost și la nivelul ăsta fizic, dar nu pe aia ne-am bazat, ascultați-mă bine, nu după aia ne-am luat, ce am înțeles că dragostea trece dincolo de ceea ce izbește ochiul, de ceea ce vedem cu ochii de carne. Dragostea țintește să-i cunoaștem, de ea trebuie să ne cunoaștem, înainte să ne căsătorim. Trebuie să ne cunoaștem, nu să ne dorim, Ați auzit ce am spus? Înainte de căsătorie trebuie să ne cunoaștem, nu să ne dorim. Să rămânem doar la nivelul de emoții, de erotism sau de romantism. Și gata, mai departe nu merem. Nu, trebuie să ne cunoaștem încât să fim capabili când spunem da o la în ziua căsătoriei, că ne căsătorim cu o persoană, numai cu trupul lui sau cu trupul ei. Cu o persoană care e trup, suflet și duh. Și trebuie să o cunoști. Și dragostea ta care începe să se pe față de el și a lui față de tine, trebuie să se bazeze nu pe ce vede ochiul, ci pe o hotărâre a inimii lui, care vine în urma celor patru stâlpi puși toți împreună. Încrederea, înțelegerea, cunoașterea și așa mai departe. Deci, dragostea este, din punct de vedere al felului în care înțelege omul matur, omul creștin matur, este dedicarea de bunăvoie, și totalmente rațională într-un legământ unic față de o persoană pentru tot restul vieții. Ați înțeles? Deci, dragostea pe care noi o spunem atunci când îi zicem unei fete și vrem cu ea să ne căsătorim, este acea dragoste care e rațională, nu doar pasiune de pe buze sau din inimă, ci rațională, tu o iubești pe ea, tu iubești Sufletul ei, tu iubești Duhul ei, credința ce o are caracterul celare, are tu iubești totul sau nimic. Trebuie să fie o decizie în care tu, în mod conștient, toate astea trei părți, sfere, ale acelei persoane trebuie să le iubești. Și trece mult dincolo doar de pasiune, da? Ascultați ce spune Biblia. Ioan, Ioan 13 cu 34. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Tu ai un picuț. Adică cum, dragoste e poruncă? Păi înseamnă nu e așa că simt eu din inimă. Nu, E o poruncă. În momentul în care ai intrat într-o relație, în momentul în care te-ai hotărât să te căsătorești, în momentul în care te-ai hotărât să cei patru pași, să-i pui în practică și să mergi hotărât înainte să te căsătorești, în momentul la dragostea devine o lege pentru tine. Ați înțeles? Devine o poruncă. Ai mus. Nu-i mai că, nu simt, nu mai simt. Nu? Cum mă suni, vin după un an, doi la căsătorie, pă, că nu mai simt, nu știu ce. Dar cine o că să simți? De acum trebuie să vrei. De acum mai mus, E mus. Ai avut un timp de cunoaștere în care o trebuie să cunoști și partea ce s o putut cunoaște cu ochii firești și partea spirituală din viața ei, pentru că asta trebuie să căutăm în momentul în care avem timpul ăla de prietenie, să vedem ne place la biserică, ne place la rugăciune, ne place viața spirituală. Și atunci știi persoana pe care tu o iubești, cum e și omul din lăuntru, sigur, cât se poate vedea, cât se poate descoperi, că 100% nu ne cunoaștem niciodată. Dar cel puțin să avem intenția să ne putem face o imagine despre toate lucrurile acestea. Apoi mergem mai departe, zice la un moment dat FSN, 5 cu 25, din nou aceeași poruncă, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nici nu discută. Deci, nu e vorba aici de sentimente, ci e vorba de o poruncă, de o decizie, de o hotărâre, care trebuie să o iei foarte sigur. Apoi trecem la al doilea stâlp, încrederea. Încrederea este cel mai fragil stâlp, Știți de ce? Pentru că a avea încredere în cineva înseamnă a fi dependent de celălalt în privința scopurilor propuse amândoi. Deci, încrederea este ca tu și ea să nu vă uitați unul la altul, ci amândoi să vă uitați în aceeași direcție și să vă doriți să ajungeți acolo. Atunci se dezvoltă încrederea când tu știi că și dacă ești tu acolo, și dacă tu nu ești acolo, ținta lui e tot să ajungă la punctul la care v-ați otărât. Sau dacă ea nu e acolo, el nu e acolo, ea tot la ținta aia va ajunge. Dumnezeu are încredere în biserică și biserica are încredere în Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că biserica 100% crede că Iisus Hristos îi pregătește un cer ce? Un loc. Și ce face biserica? se sfințește, se curățește, se pregătește pentru ce? Pentru locul pe care l-a promis mirele, în cer. Ce face mirele? Mirele nu e cu noi, o plecat. Dar între noi și el este încredere. Unde o plecat? În cer. Și ce face mirele în cer? Ne pregătește un loc. Și el, și noi, țintim spre același scop, spre același cel. Chiar dacă unul e aici și unul e departe. Pentru că între noi există încredere. Ei, acest adevăr, acest stâlp al încrederii, trebuie neapărat să se dezvolte și în relația de prietenie a noastră aici a jos pe pământ, între băiat și între fată. Între noi să fie încredere. Eu să am încredere că și când este acolo, ea tot așa vorbește. El tot așa vorbește. Nu când eu nu sunt acolo, mă vorbește pe mine. Sau alte lucruri. Se comportă în același mod în momentul în care sunt de față, în momentul în care nu sunt de față. Ei, ca să se dezvolte încrederea, nu se poate în două ceasuri, nu se poate în trei ceasuri, de aceea e nevoie de cunoaștere. E nevoie de cunoaștere, e nevoie de timp. Apoi, trecem la următorul stâlp, respectul. Respectul este cel mai neglijat, în vremea în care trăim, respectul este cel mai neglijat stâlp într-o relație. Era o vreme, nu știu câți dintre voi citiți sau vă plac cărțile de prin 1800, sau 1600. În vremea aceea când un băiat, mă duc numai la 1800 sau începutul de 1900, când un băiat se apropia de o vecină să discute cu ea, stătea așa la vreo 2 metri de ea, venea așa încet, își dădea căciula din cap și o lua așa în mâini, trămura atât, ce man, doamnă, îmi permiteți, pot să vă întreb ceva. Așa s-a băieții. În 1800. Au trecut ceva vreme de atunci. Aveau respect. Respectul nu e ceva ce se dezvoltă în relație de prietenie băiat cu băiat fată, cu respectul intri în relație. Fiți foarte atenți și foarte atente la respect. Respectul nu îl dezvoltați voi doi. Cu respectul se intră în relație. El intră cu respectul pe care l-a dobândit în cei șapte ani de acasă în familia lui. Tu intri în relație cu respectul pe care l-ai dobândit acasă în cei șapte ani de acasă cu familia ta. De aceea să fiți foarte atenți și foarte atenți la respect. Pentru că dacă nu este, nu este. Se mai poate cărpi vorba românească, adică pune câte un petec pe aici, pe acolo, pe undeva dar redobândi respectul ăla pierdut în ea, cei șapte ani de acasă, prea puțin se mai poate face. De aceea foarte atent când e vorba de respect, foarte atent la gesturi, la atitudini și la cuvinte. Respectul se vede în viața unui tânăr sau unei tinere, amintea și fratele Virgin cu săptămâna trecută, în felul în care vorbește despre părinți. Felul în care vorbește și își respectă părinții lui sau ai tăi, ăla respectul pe care el îl are în inima și în viața lui, acolo crescut. Felul în care respectă și vorbește despre biserică e foarte important. Dacă omul la bajocorește biserica, pentru el biserica e nix, biserica e a, gema și la biserică, că trebuie. Îți dai seama ce respect are pentru viața spirituală. Și tu vei depinde de el. Pentru că în comunitățile noastre, cele mai multe soții vin cu soțul cu mașina la biserică, nu fără, nu fără el. Adică credința lor să se poată ajunge la biserică, să se poată uh, întâlni cu Domnul, depinde de câte credință are soțul. Dacă el are chef să rămână acasă, că doare capul și nu conduce mașina, tot stai după el. de -aia e foarte important cât timp încă ești în numai și prieten cu el, să vezi ce respectare de biserică, ce respectare de Biblie, ce respectare de autoritate. Pe păi dacă te tot duce la biserică tot timpul cu 250 la oră, în spatele lui zboară semafoarele. Pisicile rămân fără picioare. Și știu eu ce minuni mai poate face. E o problemă, e o carență de respect. Și vorbește tot timpul rău despre autoritate, primarii, tăți soți, președintele, vai de capul lui, guvernanțe, tăți fură, nu-i nimeni... Nu l lauzi că zice și păstorul, parcă nu-i chiar chiar. Nu are încredere nimeni, bajocorește pe oricine. Omul ăla nu are respect. Și atunci este un semn mare de întrebare cum reușim în relația noastră să dobândim respectul. Pentru că respectul este unul din stâlpii care lucrează foarte mult la nevoia de siguranță. Când tu ca băiat sau tu ca fată nu știi sigur dacă el sau ea te respectă, îți poți imagina tot felul de lucruri în minte. Și ești nesigur. Ești nesigură? Oare unde umblă la asta? Oare ce facem? ăsta în România, pe merg cu 300 de la până în România? Oare ajunge, oare nu ajunge? Stai cu mâna pe, te Ador cu mâna pe telefon. M-a sunat că a ajuns sau nu a ajuns? Că ți frică? Că știi că nu respectă legea? Trebuie să fim atenți. După aceea, ultimul este înțelegerea. Și anume, înțelegerea se dezvoltă în timp și se bazează pe cunoașterea caracterului celălalt. Este capacitatea de a te pune în locul celuilalt și de a vedea viața prin ochii lui. Deci atunci tu poți să zici că ai cu cineva o relație care va duce spre căsătorie și toți cei patru stâlpi sunt la locul lor și ai toate șansele ca nevoile de bază să fie acoperite, când și înțelegerea ați dobândit-o, adică te poți spune în mintea lui sau în mintea ei să înțelegi de ce a făcut ceea ce a făcut. Nu să sari, să te superi, să reacționezi, să te enervezi, să se aprinde beculețul roșu la nervi, nu! Stai un pic, păi ea s-a manifestat așa pentru că am făcut chestia aia și eu știu că ei nu-i place chestia aia. O înțeleg. Îl înțeleg. Când toți stâlpii ăștia îi avem, atunci se plinește cele trei nevoi pe care le-am mai sus, care duc la fericire. Dar ca stâlpii ăștia să se poată zidi, fiți foarte atenți, ca stâlpii ăștia să poată să crească în relație, îi nevoie de senzori care să-i ocrotească. Înțelegerea are nevoie de senzori ca să fie ocrotită. Respectul are nevoie de senzori ca să fie ocrotit. Încrederea are nevoie de senzori ca să fie ocrotită. Dragostea are nevoie de senzori ca să fie ocrotită, ca să crească stâlpii ăștia și relația să ajungă să împlinească nevoile. Ei, senzorii Îs limitările. Senzorii îs limite. Tu pui limite în dreptul dragostei, a stâlpului dragoste, ca el să priceapă ce înseamnă pentru tine dragoste. Poate nu pricepe. El crede că dragostea e altceva. Și trebuie să spui stop, Punem azi o limită, aici punem limitatorul, aici punem senzorul la dragoste, pentru noi dragostea asta înseamnă să ne respectăm reciproc, să ne așteptăm până la căsătorie, să fim puri, curați până ne căsătorim, să nu avem intimități și punem senzorul. La încredere, punem senzorul. Noi nu ne vorbim unul pe altul, noi dacă ne spunem unul altuia anumite lucruri ale noastre intime ca să ne cunoaștem și ne facem vulnerabili, să știți că încrederea nu se poate dezvolta dacă nu devenim vulnerabili. Ca să dezvolți încrederea în cineva, trebuie să-ți mărturisești viața lui și el ție. Și în momentul ăla, omul respectiv și-o dat de pe viața lui și a dat jos carapacea sau și a dat jos, știu eu, zidul după care stătea ascuns și-o deschis inima, cuvântul cel mai potrivit. Și atunci când și-o deschizi inima, tu câștigi încredere, dar și afli despre el sau despre ea lucruri pe care numai voi doți le știți. Și atunci trebuie pus senzori pe stâlpul încredere. Noi nu ne vorbim la prietenii noștri pe noi, noi nu ne vorbim nici la părinți pe noi, noi învățăm să ne ținem secretele, punem senzori. Nu când eu nu sunt aici, tu mă spui la prietenii tăi că nu știu ce am pățit eu și râdem unul de altul. Punem senzori. Pentru că fiecare stâlp trebuie să crească la respect. De asemenea, și stâlpul ăsta are nevoie de limitări. Punem pe el senzori care să limiteze apropierea de el a lucrurilor care pot să-l strice, să-l taie, să-l erodeze și apoi relația să fie șubredă, adică să sufere relația respectivă. Fiecare din stâlpi ăștia, și să știți că și în viața de familie rămâne valabil, înțelegerea, respectul, încrederea și dragostea trebuie tot timpul păzite. Trebuie tot timpul în viața de familie păzite cu senzori. Cât timp astea patru spăzite în viața de familie cu senzor, merge avionul pe pilot automat. Să se duce la ținte. și atinge fericirea pentru că nevoile, cele trei nevoi de bază sunt împlinite. Când începe ăștia patru stâlpi să fie loviți, să fie rupți, să fie ciuntat din ei, să stăie relația așa, numai dreaptă nu mai este relația, în momentul ăla cel puțin una din nevoile de bază suferă. Ori să pierde iubirea, ori să pierde semnificația, când, de exemplu, când respectul e lovit, când în relație respectul e tăiat, știți care suferă? Semnificația și siguranța. Și iubirea. Dar semnificația, bă, eu nu mai însemn pentru el nimic. Păi nu mă respect, nu mă bagă, parcă nici nu exist. Când vine prietenul lui, nici nu mă mai vede pe mine că sunt eu aici. Nu mai însemn pentru el nimica. În momentul ăla s-a dus respectul. Și tu, simți, nu, tu nu simți respectul. Respectul s-a dus ca principiu. Tu știi ce simți? Nevoia neîmplinită. Și nevoia neîmplinită ne, ne din tine, bă, parcă nu mai însemn nimic. Tu nu zici, bă, o pelută omul să respectul, nu? Bă, eu parcă nu mai însemn pentru el nimica. Deci toți stâlpii ăștia țin relația la echilibru și împlinesc nevoile. Când unul dintre el este lovit, este tăiat, în momentul ăla începe relația să stăie gata să se răstoarne și nevoile nu se mai împlinesc și în cele din urmă fericirea. Devine așa zâmbetul numai într-un colț. Se duce. Ei, un lucru, două, numai despre cum pui limite. Ce înseamnă să pui limite? Și trec numai așa, ca astea sunt cele mai ușoare lucruri pe care să le faceți, E ușoare când am înțeles cu toții principiul, fiți foarte atenți, dacă am înțeles principiul, îi ușor după aia să ne punem senzorii. Trebuie să înțelegem principiul. Noi vrem fericirea. Ca să ajungem la fericire avem trei mari nevoi. Ca astea trei nevoi să fie satisfăcute în relația noastră, să fie împlinite în relația noastră, sunt patru stâlpi care țin nevoile astea și le împlinesc. Ăștia patru stâlpi, ăștia patru stâlpi, trebuie păziți cu senzori. Și acum... Cum punem senzorii? 1. Trupul tău îți aparține ție. Ești în relație de prietenie cu băiatul sau cu băiatul cu fata, da? Pui limită la nivelul respectului și la nivelul uh, vieții intime, da, până la căsătorie. Vrem să rămânem curați până la căsătorie, să ne respectăm, să ținem și semnificația și toate lucrurile să le ținem sus și punem o limită la trupul nostru. Atunci tu trebuie să spui. Și să o pui și cu el, de față, limita asta. Eu sunt responsabil de integritatea trupului meu. Eu sunt. Nu el. Fi foarte atent, dacă tu ești fată, tu ești responsabilă de integritatea trupului tău. Nu el. El poate că vrea să treacă peste limita asta. Poate. Nu neapărat. Nu-i facem pe băieți răi în seara asta. Nu mă zic așa. Poate fi și invers. Dar de obicei invers. El vrea să treacă. Dar dacă el vrea să treacă, tu la stâlpul respectului pui senzorul. Și spui, nu, nu, aici am pus un senzor. Am pus o limită. Trupul meu mi-aparține. Doi, vi cu un alt argument că noi suntem pocăiți și voi trebuie să fiți tistețe. Auzi, mă băiatul, trupul meu este templul Duhului Sfânt. Nu știi că scrie în Biblie, să face studiu biblic. Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Eu înainte să te găsesc pe tine, frumosule, l-am găsit pe Iisus Hristos și mi-am dat viața lui Isus Hristos. Și Isus Hristos a venit și a locuit în mine și a pus Duhul lui în mine și eu sunt templul Duhului Său. Vrei să-ți bagi joc de templu Duhului Său? Ai tu curajul ăsta? Așteaptă până la nuntă, băiatule, și atunci o să ai voie. Pricepeți, învățați să puneți limite, nu vă lăsați sub presiunea momentului, gata, că îi zice ceva și s-a supărat. dar să se supere să se ducă că la confundă dragostea cu pasiunea. Dragostea, citiți Corinteni 13, dragostea este îndelung răbdătoare. Aia e prima caracteristică a dragostei adevărate. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dacă nu are caracteristica asta, dragostea pe care el spune că ți-o manifestă și îți cumpără 10 înghețate pe zi, poți să se ducă cu înghețată cu tot. Nu are. El vrea să te cumpere, de fapt, dar nu are dragostea care e îndelung răbdătoare. Bun, deci trupul tău îți aparține. Ești responsabilă tu. Tu personal ești responsabil pentru trupul tău, nu altcineva. Apoi, doi, emoțiile tale îți aparțin. Tu nu ești vinovat sau vinovată pentru ce emoții și sentimente are el. Auzeam la un moment dat într-o relație, nu la noi, într-o relație într-o carte, că ea, ea era foarte serioasă și și a pus limite. Și el era foarte șmecher. Și-o zis el așa, auzi, dar chiar trebuie să mai așteptăm, nu știu. Eu parcă nu mai pot să dorm noaptea. Nu mă simt bine. Pff, nu mai pot să aștept atâta. Chiar trebuie să așteptăm. Tu știi ce rău mă simt eu. Tu știi că nu mai dorm nopțile. La care ea zice, sentimentele tare ți aparțin. Sentimentele mele mi-aparțin. Fiecare cu emoțiile lui. Eu nu simt că noaptea nu pot să dorm. Eu pot să dorm bine. Așa că te sfătuiești pe tine să dormi bine. Nu vă lăsați împrumutându-vă emoțiile unul de la altul. Că asta se numește manipulare. Da? Unul va încerca prin emoțiile lui tot timpul, sau poate fi și invers, da? Ea tot timpul e doamne supărăcioasă. Te duci cu ea, uh, vrei să o cunoști și te duci cu ea și ai nimerit. Din greșeală ai într-un magazin de po poșete. Bă, și cu tine la poșete te uiți, dar nu, no. vă uitați că voi sunteți doi tine, nu aveți bani. Vă mai vă uitați la poșete. Dar nu mai poate, bă, îmi place poșeta asta, trebuie frumos să-mi o Nu. No. Faci că ți-o cumpăr cadou la nuntă, la panu. Nu, acum azi mi-o cumpăr, eu mă supăr. Mă supăr, nu mai merge mergem acasă. Ce face? Ea transferă emoțiile ei ție. Și atâta încearcă până când reușește și tu să fii supărat. Să zici, bă, dar și eu parcă mi se strică ziua, mai să-i în poșeta. Dar nu vă lăsați, aici este vorba de o limită pe care trebuie să înveți să o pui. Emoțiile mele mi-aparțin mie, emoțiile tale ți aparțin ție, mai ales când e vorba de mofturi din astea. Sunteți mufturi. Așa cum trupul al fiecăruia aparține fiecăruia și dacă e vorba de băieți și fete pocăite, fiecare ne-am dat trupul Duhului Sfânt și nu, sunt, nu mai aparținem nouă ce aparține lui Hristos, așa și la emoții, fiecare avem emoțiile noastre și zici, bă, fată dragă, vrei poșetă? O să vină și poșeta. Prima trebuie să vină nunta, strânge bani din nuntă. E scumpă nunta în ziua de asa. Bun, mergem mai departe. Gândurile îți aparțin fiți foarte atenți, gândurile îți aparțin. Niciodată El nu va gândi ceea ce tu gândești. Trebuie comunicat. Niciodată uh, ea nu va gândi cum tu ca băiat gândești. Trebuie să comunici. De aia limitele trebuie puse, senzorii pe cei patru stâlpi trebuie puși. Că el, dacă tu ți-ai pus un senzor pe stâlpul numit dragoste sau respect, să nu crezi că automat și îl pune și el. Trebuie comunicat. Trebuie spus, băi, dragule, văd că în relația noastră, la problema cu încrederea, suferim. Parcă nu avem așa mult încredere în altul. Avem aici de lucrat. Și comunicat ce avem de lucrat. Spus. E foarte important să dezvoltăm lucrul ăsta. Și de ce? Noi creștem într-un mediu creștinesc, unde de mici am fost învățați și a se spune Biblia, ce ce ne învață Scriptura. Bărbații să jubească nevasta și nevasta să fie supusă soțului. Și noi creștem cu mentalitatea asta. Nu e rău, e frumoasă, e 100% biblică. Dar ajungem să ne căsătorim și nu mai vedem diferența între abuz și supunere. Fiți foarte atenți ce vă spun. Noi nu mai observăm diferența, ce înseamnă când e abuzată de soț sau e supusă soțului. Pentru că eu de mic am fost învățată și mă învăța mama, tu -ți trebuie să ții capul plecat jos, da? Soțul tău e șef în casă, soțul tău conduce în casă, soțul tău reprezintă pe Iisus Hristos în casă, soțul tău e totul, tu să asculți, da? Tu să asculți, tu să spui Domnul meu, ca așa a spus și Sara. Și nu-i rău, învățătura e bună. Problema e că poate fi dusă la extremă. Și el poate să abuzeze. Poate folosi limbaj în care jignește. Poate ridica vocea, decibeli. Vorbește ca în boxă, în casă. Și tu stai cu capul plecat. Dar un în momentul ăla nu e supus, supusă. În momentul ăla dreptul trebuie să faci abuz. El face abuz de putere, nu reprezintă pe Hristos. Pentru că trebuie să-ți iubești ca și Isus, biserica, nevasta. Nu să abuzezi de puterea pe care o ai. Deci trebuie foarte important, foarte important la problema asta gândurilor. Gândurile pe care tu le ai în mintea ta, trebuie să le comunici și celuilalt, să le înțeleagă să-și dai seama unde trebuie puse limitări. Și acțiunile tale îți aparțin. Este un proverb care spune, nu poți învăța un porc să cânte. Este un proverb care spune, niciodată nu poți învăța un porc să cânte. El tot timpul va face, e porc. Acțiunile tale îți aparțin, acțiunile lui îi aparțin. Și dacă sunt acțiuni care n-au nimic de a face cu viața ta și cu ceea ce te-ai așteptat tu ca să fie viața ta fericită, să fie împlinită, să ai semnificație, să te simți în siguranță, să te simți iubită, atunci trebuie comunicat, trebuie vorbit, trebuie discutat. E foarte important în timpul ăsta de prietenie care duce în vederea căsătoriei să nu rămâneți adormiți sub luna aia pe jumătate stinsă, galbenă, doi îndrăgostiți, romantici, care se uită unul la altul și așteaptă să vină ce? Ce să vină? Nu vine nimic. În timpul ăla de prietenie, trebuie rezolvat cei patru stâlpi să crească. Pentru că apoi o viață întreagă în căsătorie, nevoile să fie împlinite, pentru că fericirea trebuie să coboare în casa voastră, pentru că cine are pe Dumnezeu încă trăiește în împărăția lui Dumnezeu încă de aici de jos. Cerul coboară în casa lui. Dar să nu uitați că Dumnezeu nu dă pară mălăiață în gura lună tău, frață, este un proverb românesc. Dumnezeu nu face să stai așa să pice de sus fericirea. Dumnezeu vrea să fim împreună cu El lucrători. Nu uitați asta, e principiul biblic valabil peste tot. Asta e și în biserică când trebuie să slujim, asta e și în misiune când trebuie să evangelizăm, asta e peste tot și pe stradă când trebuie să împărțim tractate, Dumnezeu mântuiește oamenii, noi trebuie să chemăm în biserică. Asta e și în viața de familie. Dumnezeu poate lăsa fericirea și poate lăsa să coboare cerul în casa ta. Dar tu trebuie să lucrezi. La cei patru stâlpi care zidesc relația, care împlinesc nevoile și aduc în casă fericirea împreună cu Dumnezeu. Și cu cel care ești pe drum să-ți devină soț sau soție. La asta va trebui să vă antrenați mintea, să vă puneți la contribuție înțelepciunea și rugăciunea, ce întrebări, ce discuții, ce să învățăm, ce să discutăm în timpul de prietenie pentru ca să ducem spre o astfel de relație care zidește mai apoi o căsnicie fericită și sănătoasă. Dacă la început de relație nu se vede o relație sănătoasă, lipsesc cei patru stâlpi sau unul, doi dintre ei, relația e șu șubredă din start și tu te vei angrena ca și fată sau ca băiat într-o relație care duce la o căsătorie. Și la noi căsătorile durează între 50 și 60 de ani. Adică mai bine de jumătate din viață, 70% din viață, tu vei sta într-o relație în care s-ar putea la un moment dat și uneori să-ți rău, dar n-ai voie să zici la nimeni. Că ai rostit un da, da tot să fie da și nu tot să fie nu, legământul l-ai încheiat și acum trebuie să te duci până la capăt. De aceea poate pentru voi astăzi, pentru cele mai multe și cei mai mulți dintre voi astăzi, a fost un moment în care să stați bine să vă gândiți ce aveți de făcut, relațiile sunt frumoase, sunt lăsate de Dumnezeu, sunt lăsate să oglindească Dumnezeirea în noi, dar ne cere să fim oameni maturi. De aceea, dacă încă simțiți că vă lipsesc anumite lucruri în viață, relația cu Dumnezeu, maturitatea, nu alergați de grabă într-o relație, mai așteptați. Mai așteptați pentru că oricum dragostea adevărată este îndelung răbdătoare. Domnul să vă binecuvinteze fix, facem o rugăciune și mergem tot sus să servim cina. Haideți să ne ridicăm. Mergem sus să servim, să servim ceea ce s-a pregătit pentru noi și, ia, mi-o scăpat, pe data viitoare vom avea pe fratele Ioan Sas împreună cu noi, musafirul care va veni la conferința de lucru, va fi luna viitoare cu noi și vom continua și cu dumnealui tot o lecție despre relații la care tocmai suntem. Domnul să vă binecuvinteze, ne vedem luna viitoare. Domnul cu voi!